este un meci important, putem spune, cu o conotație aparte, dar noi jucăm acasă, chiar dacă poate nu venim după un rezultat pe care ni l-am fi dorit, după o victorie de la, să fi avut o victorie la Timișoara, noi jucăm acasă și noi acasă nu am pierdut, am făcut meciuri foarte bune. Într-adevăr, jucăm cu Clujul, cu o echipă bună, o echipă care câștigă și ei de ceva etape la rând, cu jucători importanți, cu suporteri, dar suntem echipa de pe primul loc, practicăm un fotbal foarte bun, avem încredere, suntem pregătiți din toate punctele de vedere, fizic, mental, și vom aborda meciul la victorie. Eu sunt adeptul spectacolului și tot timpul mi-a plăcut să atac. Și tu am preferat spectacolul îndauna unei echipe defensive, dar jocul îți cere sau îți oferă tot felul de momente în care trebuie poate doar să ataci sau de multe ori să te și aperi. Vom vedea. Să sperăm că va fi un joc deschis din partea ambelor echipe, un joc frumos, elaborat, cu ocazii de poartă și să sperăm că vom fi noi cei care vom reuși să marcăm cu un gol mai mult decât adversarul. Sau ar fi minunat să nu primim gol.